Pensiile și salariile în regiunea transnistreană sunt achitate în continuare în proporție de doar 70% potrivit autorităților din regiune, în situația în care cheltuielile Fondului Asigurărilor Sociale depășesc de două ori veniturile, plata pensiilor și salariilor bugetarilor va fi redusă în luna iulie cu 30%. În proporție de 100% vor fi achitate doar pensiile veteranilor de război și invalizilor de gradul 1 sau 2. Plățile continuă să fie reduse din cauza neîndeplinirii bugetului în regiunea transnistreană, în situația în care de la începutul anului volumul producției industriale s-a redus cu 14%. Totodată, în primele 5 luni ale anului 2015, volumul exporturilor din regiune s-a redus cu 23%, iar cel al importului cu 24,7%. Administrația de la Tiraspol a anulat de la începutul acestui an și gratuitățile în transportul public pentru pensionari, părinții cu mulți copii și alte categorii de persoane, în contextul în care Moscova a refuzat să prelungească un ajutor în valoare de 100 de milioane de dolari acordat Transnistriei. Locuitorii din stânga Nistrului se confruntă cu o situație dificilă după ce Rusia a asistat în vară plata unor pensii, dar și după creșterea în ultima perioadă a prețurilor pentru hrană, utilități și medicamente.